Primul sfert l-am cedat 16 la 19, al doilea a aparținut CSM-ului, 21 la 16 și la pauză s-a intrat cu un avantaj de 2 puncte în favoarea echipei noastre, 37 la 35. Al treilea sfert a fost însă unul de coșmar, pierdut 9 la 20. Ultimul câștigat de CSM, 24 la 19, n-a fost de ajuns pentru a întoarce soarta meciului. Echipa noastră a pierdut 70 la 74. La Timișoara, Biliana Peșovici a marcat din toate pozițiile și de pe tot terenul mai puțin de 33 de puncte. momentele cheie, echipa nu a avut luciditate, s-a ratat incredibil, doar capitanul Andrei s-a zbătut și a încercat să țină standardul sus. Au fost minute pe bancă jucătoare care poate ar fi putut face diferența. Adams, care a reușit două double-double-uri în meciurile de acasă, a jucat puțin peste 20 de minute, însă cu doar două, trei jucătoare și fără viziune de joc, fără a schimba tactica în funcție de ce adversarului, nu poți face față unui meci crucial în care CSM era condamnată să câștige pentru a prinde play-off-ul. Pentru CSM au punctat Andreea Oros 25 de puncte, Ferenții 15, Tocaros Oros 14, Ashley Adams 6, Maria Radovici 5, Nicolaza 3, Lumința Manta 2, a mai jucat Renata Smutcu. Din păcate, ploaia a creat probleme, iar Podeau a trebuit starse de nenumărate ori, cauzând mai multe întreruperi ale jocului. Mars CSM se deplasează la Arad pentru meciul cu Icim, partidă în care formația noastră pornește cu șansa a doua.